Doamnelor și domnilor, alături de Mineli în această frumoasă dimineață, chiar la sală, când am intrat prima dată, am zis că tu ești instructorul. La cum arăți. Mulțumesc. Să vedeți acolo abdomenii aia. Deja m-ai luat din prima cu complimente. Păi, dar uite, uite ce abdomen ai. Dacă muncesc aici cu Florin. De cât timp muncești tu aici cu Florin? De 3 luni. 3 luni avem, nu? 3 luni cam așa, dar m-a băgat la intensiv, așa frumos. Așa, de câte ori vii pe săptămână la sală? De 3 ori. Și uneori de 4 ori, dar cam de 3 ori asta e. Și cum, ai împărțit probabil pe grupe de mușchi azi, da, exact. Și vreau să lucrez mai mult partea de jos. Cumva așa. La abdomen stau bine acum. Ce te-a determinat să vii la sală? Îmi doream de mult timp să vin la sală cu un instructor. Mi se pare că dacă lucrezi așa chestii fitness, deși aici nu e fitness-ul ăla standard, vezi că sunt aparate mai mult pe forța ta proprie. Da, da. Mi se pare că lucrezi mai eficient dacă ai un om care știe să te corecteze când faci un exercițiu, știe ce să-ți spună să mănânci. E altă treabă decât să atunci când... Să-ți adapteze exercițiul. Exact. Și atunci mi se pare că lucrezi super eficient. Florin, ce lucrează acest exercițiu în afară de abdomen? Că asta știm cu toții care lucrează. În principiu, cel mai mare challenge aș spune că este priza, fiindcă trebuie să execuți, ca de obicei, la abdomen mai multe repetări. Asta înseamnă că ai o poziție în care stai atârnat pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci primul challenge este aici, după care oblicii interni și externi ai abdomenului. Da. Cum arată o zi din viața ta în ceea ce înseamnă dietă, în ceea ce înseamnă alimentația ta? Nu știu, câte mese ai pe zi, cum ți le structurezi? Că presupun că o mare importanță cade, bineînțeles, pe alimentație. Da, și uite, asta e o chestie pe care nu o credeam neapărat înainte. Mâncam pufoșenii cu, nu știu, platuri cu ciocolată, multe, dar îți dai seama că acum încerc să mănânc cât mai sănătos. Micul dejun, după aia o gustare, fruct sau alune sau migdale, după aia prânzul, bineînțeles. Din ce carne se compune masa de prânz? Că știu că asta e foarte, trebuie să fie foarte bogată în ceea ce înseamnă proteine, calorii. Uite, ceea ce m-a uimit și mi-a plăcut în același timp, că pot să mănânc carne cu cartofi, de exemplu. Cartofi la cuptor, bineînțeles, nu prăjiță. Ți-i faci tu? Nu. Îi face soțul? Îmi comand. Îți comanzi? Aha. Îmi comand, e mai simplu. Carne cu salată, carne cu cartofi, orez integral, paste integrale. După aia iar o gustare pe la 5-6, așa, în funcție de și de cum mănânci. De că nu pot întotdeauna să fiu la program, să mănânc la 2 cum ar trebui, știi? Și seara lejer, salate, pește. Pregătește-ți aruncarea. Bine, mă! E? Asta fiindcă te grăbești și nu-ți iese, dar acum ți iese. Hai încă două. Una? Mai vreau una. Mai poți? Mai pot. Cum te împaci tu cu programul ăsta și de sală și de alimentație când vine vorba de viața ta de artist? Stai mult la studio, ai concerte, ai cântări. Cum reușești totuși să ai și un program de alimentație cât de cât pus la punct? Da. Cred că dacă vrei și îți dorești cu adevărat, găsești și timp pentru sală, și timp să mănânci cum trebuie, să nu începi să ronțăi, că dacă ai început să ronțăi, clar că nu mai poți să mai stai să mănânci, să-ți comanzi, să mănânci ca lumea. Simți că te ajută și la cântat tot efortul ăsta? Știam că Beyoncé lucrează foarte mult pentru a-și susține vocea, pentru a-și susține concertele. Cumva probabil te ajută și pe tine în zona asta, nu? Simt și ăsta a fost un alt motiv pentru care am căutat pe cineva să aibă grijă de cum mă antrenez. Că e un lucru important, să urci pe scenă și totuși să ai suflu. Chiar dacă te miști 5 pași și dacă stai, e o diferență. Depinde și foarte mult și ce cânti. Și sus, înapoi. Calmezi, iarăși. Inspir și... Bun, stop. Și inspir, du-te și expir și împinge. Super, mai vreau una, respiră, mai întâi găsim echilibru. Haide. Inspir, du-te și sus. Bun. Curajos din fire, reporterul nostru Vlad Mogoș a zis să-și încerce și el norocul la inele. Hop, și stai acolo. Asta este prima etapă, nu? În care avem genunchii jos, ca să dăm un mesaj articulațiilor să se adapteze. Articulațiilor, adaptați-vă odată. Așa, și după aia? Și după care iei pauză.
Ia, ridicăm picioarele. Aia a fost, doamnelor și domnilor. Ne vedem la redacție, Nasrin și Andrei. V-am pupat. Pare ușor, dar nu e ușor, să știți. Bun. E maxim. Și doar ținem. Cât de greu este, Florin, să faci astfel, un astfel de exercițiu? E greu și pentru noi ca băieți, dar pentru fete, dar ea este într-adevăr o excepție în cazul ăsta, reușește să facă acest lucru. Ba chiar mai mult, am reușit să ajungem în poziția asta și să facem o flotare într-o singură sesiune. Ce simți că te doare, Emilie? Sau e păi ceva ce nu te doare? Nu, aici să știi că dacă atingi punctul ăla în care să stai lejer, mi se pare că e super ok. Până ajungi să stai așa e... E mai greu, nu? Da.